Bună ziua și bine m-ați găsit! Numele meu este Dan Cârstea și vă invit să urmăriți știrile de la ora 12. O crimă oribilă a avut loc ieri în localitatea Trândăvești din județul Botoșani. Un bărbat a fost răstignit în centrul localității după ce acesta a fost prins muncind în credință. Familia acesteia a declarat că de multe ori l-au sfătuit să stea potolit și să nu-și mai vadă de treaba lui. Cum a început? Am zis, BD în acțiune, BD la munte și la mare, Puiu Călinescu, nimic interesant. Somalia a fost declarată țara cu cei mai mulți somelieri din lume. De profesie, somelier și consultant în alimentație publică, Virgil Mănescu a declarat, citez, când nu ai din ce să te saturi, doar le deguști. Am închinat citatul. Poi, joi dimineață, Mihai Bendeac a fost găsit mort de râs în apartamentul concubinului său. În urma cercetărilor efectuate, la spatele locului au fost găsite urme ale glumelor lui Coco Marinescu. A scăpat de coconici în sezonul ăsta. Acesta a fost dat în urmărire anală. După ce a fost prinsă că și-a băgat nasul unde nu-i fierbeau oalele, Andreea Tonciu a fost descalificată din finala emisiunii Șef la cuțite. Bruneta a declarat că se simte nasol și regretă fata, dar ea n-a sperat niciodată să ajungă în finală. După ce am analizat Facultatea de Medicină și Farmacie, filmând un videoclip în Biblioteca Centrală a Facultății, Carmen Șerban se scuză și spune că ea nu avea de unde să știe că acolo este o bibliotecă. Uai, cât de bun e! Fiorelli și-a serbat aseară majoratul. Nicolae Iorga, Ciprian Porumbescu și Grigore Antipa, alături de alte personalități cu renume, au ținut morțiși să-i fie acestea alături. Felicitările, masa și dansul s-au ținut la restaurantul Belu din capitală. Bun, bun textul, foarte bun, da. Bine, mă! Wow! Victor Pizturca a recunoscut într-un final că are un copil din flori cu Vica Blochina. Florile erau de la Cristi Borcea. După ce Fuego și-a mințit mama că el este înfiat, datoria morală a acesteia de a-i mai împodobi bradul s-a prescris. Floricica Dansatoarea va fi nominalizată în 2018 la Premiul Nobel pentru Pace. Să fie! Ce bun! Să fie! Kim Jong-un a declarat că se mai gândește. Gurile rele spun că fenianul și-ar fi întrerupt tratamentul după ce vocile ar fi spus că el este perfect sănătos. Sport acum. Dinamo București a câștigat UEFA Champions League pe nepregătite. Total surprins de performanța acestora, Adrian Mutu a rămas fără cuvinte. Când s-au trezit, era dimineață. Maraton cu peripeții. Compatrioții noștri de etnie romă și-au dat întâlnire ieri pentru a lua startul la maratonul de Haur. Și mare dificultate, după ce un român a venit și le-a ciordit startul. Neștiind niciunul dintre ei să numere până la 1, 2, 3 și... a fost nevoie de apariția unei mașini de poliție ca aceștia să poată fugi simultan. Nu se știe încă cine a câștigat, deoarece aceștia au fugit în direcții diferite. Horoscop. Pentru că astrele s-au aliniat cam strâmb, astăzi există riscul să călcați în... Vibrația zilei este 4. Aveți grijă cu... În continuare, vă invit să urmăriți interesele altora. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. La revedere!